sigur ai auzit de mii de ori fraza clientul are mereu dreptate. Dar știi de ce se spune așa? Stai cu mine să-l descoperi. Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau, cum deseori mi se spune, omul care aduce performanță. Și dată fiind că una dintre performanțele mele din viață au fost în vânzări, astăzi vorbim chiar de ce se spune că clientul are mereu dreptate. Eu mi-amintesc că prima dată când am auzit fraza asta, că era un tineri vinzător, nu eram deloc convins, pentru că de multe ori clientul nu are deloc dreptate, adică spune prostie, e arogant, e dezinformat, încearcă să facă pe smaker, vrea să obțină condiții la care nu are drept, etc., etc., etc. Deci nu mi se părea deloc corectă fraza asta. Și mi s-a părut un clișeu doar bun de spus așa. Din păcate, cu experiența și vorbind cu alții vânzători mai experimentați, m-am dat seama că fraza din păcate este adevărată 100% pentru un motiv foarte, foarte simplu. Pentru că clientul poate este cretin, poate este dezinformat, poate vrea să facă pe smaker, poate spune o groază de prostie, etc., 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 dar are ultimul cuvânt. Poate să cumpere sau poate să nu cumpere. Independent de cât de dreptate crezi că ai tu. Deci, de asta se spune că clientul are mereu dreptate. Pentru că independent de toate condițiile, are ultimul cuvânt în faptul că spune da sau nu. Deci are mereu dreptate. De ce vorbesc de chestia asta? Pentru că nu are legătură doar cu vânzare, ci cu tot care are legătură cu rezultate și cu comunicare și cu orice gen de activitate. Cum să spun, lucrul cel mai greu în orice activitate este tocmai să identifici cine este clientul, adică. Și, de fapt, ajunge o mică întrebare. Cine te plătește? Cine te răsplătește? Deci, la un moment dat, dacă tu ești angajat la o firmă, cine e clientul tău? Evident, firma este clientul tău la care tu vinzi serviciile tale sau șeful tău. În momentul în care ești într-o relație, cine este clientul? Evident, partenerul. În momentul în care ești un om politic, cine sunt clienții? Evident, alegatori. Deci, oricine mi plătește sau mi răsplătește, deci are puterea de a spune da sau nu la propunerile mele, este un client. Și ne întoarcem la punct. Clientul are mereu dreptate. Dacă cumva ai auzit de Vaslavici, Paul Vaslavici e un om care a studiat foarte mult metode de comunicare și a creat celelebre legile comunicării. Una dintre aceste legi spune că fiecare răspunde pentru comunicarea lui și, mai important, că semnificația comunicării este în rezultatul pe care îl obțin. Independent din ce crede ce am spus eu. Deci, eu pot să fac oferta cea mai bună, să fiu cel mai cinstit și cel mai bun. Clientul poate fi cel mai nenorocit, cel mai dezinformat, cel mai ticălos, dar dacă nu vrea să cumpere, el are dreptate. Deci ține de mine să îi fac să schimbe ideea. Dacă eu fac, sunt un politic foarte cinstit, o raritate, și fac programul cel mai bun pentru țara, dacă alegătorii nu mă vor. Dacă eu, în fine, degeaba continui cu exemplu. Noi trebuie să identificăm cine este clientul nostru în activitatea specifică și, atenție, pentru că poate fi, nu e așa de imediat înțelegerea asta, și de ce are mereu dreptate. În loc să mă cert, în loc să mă plâng, pentru că partea a doua, că de multe ori când clientul nu face ce vrem noi, înjurăm că îi dăm vina și nu înțelegem că tot depinde de noi.
caută clientul și încearcă să-l mulțumești și o să vezi că o să facă ce vrei tu. O zi bună în continuare!